horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. O zi favorabilă pentru comunicare, căutare de aleați, oameni cu aceeași idee. Vorbești despre planurile tale cu atât de entuziasm încât nimeni nu poate rămâne indiferent față de ele. Este posibil ca o relație care astăzi începe ca una de afaceri să devină mai târziu romantică. Sunt probabile surprize plăcute, unele evenimente neașteptate care te vor bucura. Ești inventiv încercând să folosești toate oportunitățile pentru a obține succes. Unii reprezentanți ai semnului vor avea idei, a căror implementare va începe cu schimbări în viața lor. Taur. Este puțin probabil că această zi să treacă fără dezacorduri și dispute, dar nu veți permite conflicte grave. Compromisurile sunt adesea mai ușoare decât credeai. Fă doar primul pas la timp. Astăzi vor exista mai multe cazuri și sarcini în care necesită atenție, dar te vei isprăvi grozav cu toate. Consecințele și experiența acumulate mai devreme vă vor ajuta. Datorită lor veți găsi rapid soluțiile potrivite. Acasă sunt probabile unele evenimente plăcute, iar știrile de care veți fi foarte fericiți nu sunt excluse. Rudele și alte persoane apropiate pot avea ceva interesant de oferit. Gemeni. O zi de bun augur care vă permite să rezolvați multe probleme care anterior vă bântuiau atât pe voi cât și pe cei dragi. Va exista șansa de a învăța ceva important și util. Unii reprezentanți ai semnului vor primi o confirmare convingătoare a ceea ce anterior nu puteau decât să ghicească. În astfel de zile este bine să luați decizii, nu vă creați iluzii, nu permiteți nimănui să vă încurce, de multe ori puteți prezice acțiunile altora. Este probabil să se facă schimbări în relații personale și de afaceri. Găsiți rapid un limbaj comun chiar și cu cei pe care cu greu îi cunoașteți. Rac. Este important să vă țineți sub control emoțiile. Astăzi, autocontrolul va permite să obțineți succes în afaceri, să rezolvați probleme complexe. Coincidențe norocoase sunt probabile, sunt adesea complet neașteptate. În situații în care alții s-ar confunda, înțelegeți rapid cum să acționați și nu pierdeți niciun minut. Schimbările în bine în relațiile personale sunt probabile. Îi înțelegi pe ceilalți, ba chiar poți ghici ce încearcă să ascundă. Mulți reprezentanți ai zodiei Rac vor înțelege cum să corecteze greșelile făcute anterior și vor face imediat. Leu. Zi propice pentru comunicare, cooperare, consolidarea legăturilor de afaceri și de prietenie. Vă înțelegeți bine cu oamenii, găsiți rapid un limbaj comun cu noi cunoscuți. Știți întotdeauna cu cine și despre ce să vorbiți. Este posibil ca astăzi să luați decizii care să inițieze schimbări mari în bine. Sunt probabile surprize plăcute, inclusiv romantice. După amiază este minunată pentru a face ceva nou. Vă descurcați rapid chiar și în lucruri complexe, înțelegeți cum să acționați pentru a atinge obiectivul. Fecioară. Încearcă să nu iei aproape de inimă lucrurile mărunte. Să nu te enervezi pentru fleacuri și să nu fii jignit de cei care nu se conformă așteptărilor. Această zi nu este una dintre cele în care este ușor să păstrezi spiritul bun și calmul filosofic, dar încă nu este rău. Vă puteți concentra asupra unor afaceri complet noi. Vă va captiva instantaneu. Veți obține în curând primele succese și veți uita de toate supărările. Succesul academic este probabil. Înțelegi rapid ceea ce părea dificil înainte. Îți amintești cu ușurință informații noi. După amiaza, probabil că veți întâlni oameni care vă pot împărtăși multe dintre interesele voastre. Balanță. Este important să nu încurcați relațiile de afaceri și cele personale. Chiar și pentru a discuta probleme de lucru cu prietenii sau alte persoane apropiate, această zi nu este potrivită. Mai bine să stați departe de cei căror dragoste de bârfă vă este bine cunoscută. Nu-ți risca reputația. Va exista posibilitatea de a finaliza cu succes lucrurile începute mai devreme, de a găsi răspunsuri la întrebări pe care le-ați gândit mult timp. Planurile pentru viitor vor avea certitudine. Este posibil ca vechii cunoscuți să facă câteva propuneri interesante. Veți înțelege pe ce să vă concentrați pentru a reuși. Scorpion.
O zi fructuoasă de bun augur, în timpul căreia vei avea timp să faci o mulțime de lucruri utile pentru tine și pentru ceilalți. Problemele care anterior păreau dificile sunt rezolvate rapid, deoarece sunteți inventiv, abordați multe lucruri dintr-o perspectivă complet nouă. Vechii cunoscuți ajută adesea, vă pot oferi și ceva interesant. Puteți rezolva probleme legate de imobiliare. Puteți cumpăra tot ce aveți nevoie pentru reparații și construcții. Aici vă puteți baza pe intuiție, nu vă va dezamăgi. Vă va oferi sugestii exacte și utile în timp. Săcetător. O zi grozavă, dar nu cea mai plină de satisfacții. Oferă o mulțime de momente plăcute, vă permite să vă distrați bine cu oameni care vă sunt dragi. Rudele vor fi bucuroși de atenția voastră, își vor susține cu plăcere oricare dintre angajamentele voastre. Sunt probabile vizite neașteptate de care veți fi foarte mulțumiți. Începutul poveștilor romantice nu este exclus. Noile relații se pot dezvolta rapid. Simpatia reciprocă se va transforma rapid într-un sentiment serios. Pentru succesul în afaceri este necesară persistența. Fără ea, va fi dificil să se obțină rezultatul dorit. Capricorn. Ziua poate începe destul de prost, dar asta nu înseamnă că lucrurile vor continua să meargă la fel. Dimpotrivă, influența tendințelor pozitive crește cu fiecare oră care trece. Probabilitatea de succes crește. Intuiția vă spune ce lucruri trebuie să faceți acum și care sunt mai bine să le amânați pentru ziua de mâine. Seara este potrivită pentru întâlniri romantice și promite să aducă o mulțime de emoții pozitive iubiților. Veți găsi o modalitate de a mulțumi pe cei care vă sunt dragi, de a stabili relații cu cei cu care v-ați certat adesea în ultima vreme. Vărsător. Încercați să nu vă entuziasmați la începutul zilei. Autocontrolul în acest moment este foarte important, fără el este puțin probabil să reușiți. Deciziile luate din mers, cuvintele rostite din emoție pot avea urmări neplăcute. În timp, influența tendințelor pozitive crește. Liniștea, încrederea și optimismul se întorc la tine. Este posibil să găsiți răspunsuri la întrebări care v-au îngrijorat în ultima vreme pe voi și pe cei dragi. Seara vă bucură cu vești bune. În același timp sunt probabile surprize romantice. Pești. Ziua începe bine și fructuos. În prima jumătate a acesteia vă puteți ocupa de afacerea voastră sau vă puteți concentra pe a ajuta pe cei care se află într-o situație dificilă. În ambele cazuri veți face față rapid și în curând veți putea trece la rezolvarea altor probleme. Sunt posibile întâlniri neașteptate cu persoane pe care le-ai ratat în ultima vreme. Va exista șansa de a restabili legăturile de afaceri și personale de lungă durată. Seara vei dori să fii singur cu tine, să te gândești la evenimentele din ultima vreme. Este posibil ca în acest moment să vă decideți cu planurile pentru anul următor. Horoscop zilnic.